After a few peaceful days spent with the children in the village, in today's video we went to show you the area around Ratanakere. We visited two beautiful waterfalls and one of the most beautiful volcanic lakes in the world, a perfect area to relax, surrounded by the forest. And at the end of the day we spent a little time with the locals, played some volleyball and took a short look at the wedding nearby. Enjoy the next minutes and thank you for your time! Bună dimineața! Bună dimineața! Astăzi am închiriat un scooter și o să mergem să vedem împrejurimile. Avem două cascade în apropiere și un lac, iar prima oprire este cascada Kachan, la doar 3 km de unde ne-am cazat. Aici e podul la mișto. Da, să vezi ce se bălângăre. Asta e mai nasol decât ăla de bambus din Luang Prabang. Da. Hai să te văd. Ah. Da, ne ține pe amândoi? Am că e tare. Da? Ah. Indiana Jones. Opa! Ia vezi că nu mai e așa. Opa, vezi că nu e chiar așa. Ai zis cascada. Stai! Cam așa arată cascada, are doar 12 metri înălțime, din păcate nu am putut să facem baie, sunt foarte multe pietre și cred că e puțin greu de ajuns la porțiunea unde cred că am putea să notăm. O să mai stăm doar să o admirăm, pentru că e frumoasă. E curios dacă putem să ajungem în vârf acolo. Da, hai să vedem. Dar vezi că se bălângâne mai rău când suntem amândoi în aceeași... Păi și pe undeva cred că se ajunge sus. Am ajuns și la a doua cascadă, Satieng, are 10 metri înălțime și e situată în interiorul unei păduri. Și văd și o peșteră aici sub ea. Acum am parcat scuterul deasupra ei. Nu că sunt pietre aici aproape, până nu mai sunt. Ce rece, mi s-a părut la început. Tare. Plecând de la cascadă, mergem spre lacul Yeklaom, un lac format într-un crater vulcanic ce, din câte am înțeles, în 2012 a fost între primele 15 lacuri ca frumusețe, lacuri formate în cratere vulcanice.
frumos, mă. Uh-huh. Are o culoare frumoasă. Lacul este un cult religios pentru triburile de munte, ele considerând că aici există un spirit ce deține împrejurimile, dar și pădurea. Aici o zonă de relaxare cu hamaci. Și eu chiar vreau să intru și în lacul ăsta. Haide, eu nu mai intru. Nu, vreau să intru, are o culoare și... Nu știu, foarte limpede, apa e... spre verde, așa, un verde frumos. Uh-huh. Are curată. Uh-huh. Tu iar intră în sările în nord când trebuie să intru. Chiar e un loc foarte frumos de relaxare. El practic are o formă de cerc, fiind înconjurat de pădure. Și e și destul de mare, are un diametru de 800 de metri și o adâncime de 48 de metri. Fac baie în craterul unui vulcan. Te vezi, cred că femeia asta și cu copilul cu coșul în spate fac parte din triburile de munte. Nu e posibil, dar arată foarte drăguț, vezi? Uh-huh. Am ajuns înapoi la cazare și avem o surpriză la trei case de unde suntem noi cazați. E o nuntă. Vrem să mergem să vedem dacă putem să filmăm și noi puțin. Și să vedem cam cum ar decurge o nuntă în Cambodgia. Mergem cu alaiul după noi. Da? Ne-am întâlbinat? Câte box am adus! O piață în n-a venit lumea și o să mergem puțin mai încolo să vedem cum decurge. Da, e muzica foarte tare, încă nu-i nimeni, dar pur și simplu și-au scos masa în stradă, masa aranjată, ca la nuntă. Foarte e asemănător. Foarte colorat. Da, da, e asemănător cu o masă de nuntă de la noi. Și vedem mai târziu cum se distrează. Asta a fost și ziua noastră de astăzi și o să mai filmăm puțin mai târziu cum se distrează oamenii la nuntă, după cum am spus. Însă mâine plecăm în, credem noi, cea mai palpitantă aventură de până acum din călătoria noastră. Sigur. Plecăm în jungla cambodgiană pentru 2 zile și 1 noapte. O să fim înconjurați de animale sălbatice, o să dormim sub stele în hamac. O să vânăm, din câte am înțeles, cu oamenii de acolo pești și broaște. Bine, nu știu dacă de broaște o să ne atingem noi, chiar dacă am mai mâncat eu în Thailanda, dar să vedem. Dar cu siguranță va fi ceva inedit. O să fim doar noi și încă 4 persoane care locuiesc aici cu noi la cazare. O să avem un ghid și un pădurar. Este un om care face parte dintr-un anumit trip și cunoaște zona aceea foarte bine. Și mai mult ca sigur ne va îndruma și ne va feri de animale. Am înțeles că poți fi și pantere, deci mă gândesc că e posibil să aibă și o armă. Și vedem, nici noi nu știm la ce să ne așteptăm, dar știm sigur că va fi ceva wow. Nani na ta ni.
Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.